Azi la Shuneho Live vorbim despre Pokémon, după cum vedeți, Final Fantasy 9 anime, Spike's Family anime, Star Wars anime, multe anime, dar avem și niște știri interesante la știri manga, printre care și Horimiya, iar la Daorba vorbim despre Tanya the Evil și multe, multe altele, printre care și Boruto Live acum pe twitch.tv/Shuneho. Salutare, dragii mei, și bun venit la cel mai cald, cel mai, just efectiv cald, pentru că e extraordinar de cald aici în Cluj. Dacă ești undeva unde nu-i atât de cald, mă bucur pentru tine, sper că o duci bine. Bun venit la acest ultim episod înainte de penultimul episod, pentru că ultimul episod o să fie din sezonul ăsta, miercurea viitoare. Și vreau să vă reamintesc, votează animeul sezonului. Link-ul o să fie primul în descriere dacă te uiți pe YouTube sau ne asculți în varianta audio. Neapărat, dacă vrei să câștigi animeul tău favorit și share, nu primești $19 Fortnite card, nu primești Robux, nimic de genul, dar posibil ca animeul tău favorit să câștige sau dacă nu dai share, probabil să piardă și să nu câștigi nimica. So, share. Și, ei bine, nu uitați, suntem aproape de 500 subscriberi, așa că dați și subscribe dacă sunteți pe YouTube, iar nu uitați, la 1000 de subscriberi aducem episodul săptămânii și pe YouTube, iar, bineînțeles, o să avem din nou roastul listelor voastre, o ediție specială, special de lungă, special de interesantă, unde puteți aplica și dacă ați mai participat până acum. Cu asta fiind zis, astea sunt update-urile, asta e cam tot ce am ce să vă zic. Câștigătorii la episodul săptămânii o să fie săptămâna viitoare după ora de anime, aici live pe twitch.tv/unroll, și o să ajungă probabil pe YouTube undeva la câteva zile, dacă nu chiar sâmbătă care urmează, nu gen... O să fie luni și după aia sâmbătă o să fie probabil pe YouTube, cel mai sigur. Sau dacă vrei să-l vezi live și să-mi dai reacțiile tale și așa mai departe, trebuie să fii neapărat aici pe twitch.tv/unro. Bun, asta chiar că e ultima, nu vă mai țin. Hai să începem cu știrea ridicolă și vorba despre Pokémon, care a fost, well, a fost o chestie foarte interesantă. Pentru cei care nu știu, ultimul joc Pokémon Sword and Shield a ieșit acum deja un an, doi, de ceva vreme, și, ei bine, printr-un leak a fost aflat că, ei bine, The Pokémon Company a dat, cum îi zice, în judecată niște oameni de pe Discord. De ce? Pentru că au fost niște leaks înainte să apară jocul, printre care leaks despre formele Gigantamax și lucruri de genul. Și, e bine, cei de la Pokémon Company rapid i-au dat DMCA strike, pam! Și nu numai aia, ci și i-au dat în judecată și le-au cerut $150,000, care e un număr extraordinar de mare, mai ales dacă ești un om de zi cu zi, unde să faci 150.000 de euro îți ia o viață întreagă sau poate niciodată. So, yeah. Just un număr absolut uriaș. Unul la mână. Doi la mână, e absolut fucking ridicol că i-o dat în judecată pe ideea de unul la mână îți leaks. I mean, fucking protejează-ți mai bine proprietatea intelectuală. Unul la mână. Doi la mână, it won't ruin the game. Jocul și așa e ok at best, că nu-i great. So, then you lost literally fucking nothing. If anything, cum îi zice, ai primit mai multă atenție, având în vedere că tot prin leak-urile astea au fost confirmate faptul că nu o să poți completa Pokédex-ul. Adică nu poți să prinzi toți Pokémonii ever, care sunt aproape mie. So, that's shit, din punctul meu de vedere. Bineînțeles, o băgată, cum îi zice, acele două DLC-uri care nu, tot nu cred că pot să le prins toate, but still, didn't help. So, it's just absolut fucking ridicol.
Și asta am aflat-o cum? Tot printr-un leak, nu, nu printr-un comunicat oficial sau ceva. So, hey, e un pic și ironic. But yeah, nu uitați că vă citesc comentariile live, că am și eu comentariile și live stream-ul pornit. So, bun, acum hai să trecem la prima știre importantă de azi. Și vorba despre Final Fantasy IX, care primește un anime, semnul întrebării, well, nu, nu chiar, but, e o știre interesantă, de ce? Unul la mână, well, e o știre controversată pe ideea de, dacă ești fan al seriei Final Fantasy, mulți zic că, de exemplu, Final Fantasy 7 e cel mai bun, sunt alții, două, care ar zice că, de fapt, ăia sunt niște normis și că cel mai bun Final Fantasy ar fi ăsta, 9. Bineînțeles, mai sunt aia care zice, bă, am 12 proști, de fapt e 6-le. So, ideea e că unul din cele două Final Fantasy, 7 sau 9, ar fi, obviously, foarte populare. So, interesant e faptul că totuși o să primească un proiect animat, nu anime, pentru că nu-i vorba de un studio japonez, ci e vorba de Cyber Group Studios, care e un studio de animație francez, care au început vor să înceapă producția pentru acest proiect animat la sfârșitul lui 2021, cel mai târziu începutul lui 2022. Again, care e un an care din punctul meu de vedere sună absolut ridicol și zici că nu e un an real, că just se simte parcă nu există anul ăsta, adică te-ai aștepta să ai, nu, cum zice, pandemicii, mașini zburătoare. But here we are. So, yeah, cum zice, o să fie foarte interesant. Jocul inițial a debutat în anul 2000, după aia a avut un re-release pe Nintendo Switch și Xbox One în martie a lui 2019 și în septembrie în 2017 pe PlayStation 4. Și au mai avut încă un re-release un an mai devreme pe iOS și Android, februarie 2016 și câteva luni mai târziu, aprilie 2016, și pe PC via Steam. So, jocul, obviously, e foarte iubit, seria în sine e foarte iubită, că n-am ajuns imediat la 20 de jocuri Final Fantasy, 16 sau 17, acum, dracu știe, sunt destul de multe anyway, so, eu sunt foarte, foarte curios și o să iasă de aici, bineînțeles, o să fie în colaborare cu cei de la Square Enix, so, sunt foarte curios să văd ce o să iasă de aici, până la urmă e un anime, dar nu în totalitate, pentru că e o coproducție franceză, japoneză, obviously, și sunt foarte, foarte, cum îi zice, curios de ce o să iasă din proiectul ăsta. Bineînțeles, de văzut, probabil o să-l vedem târziu, adică cel mai devreme, zic eu, la sfârșitul anului 2022, dacă totul merge bine, iar dar eu cred că cel mai devreme o să-l vedem undeva în 2023. Vorbim de asta la știri principale pentru că e un joc foarte, foarte important. Nu știu cât de iubit e aici în România sau cât din voi l-ați jucat, dar, de exemplu, în Japonia, în Statele Unite ale Americii și așa mai departe, e un joc foarte, foarte important și una din seriile foarte importante, cum îi zice, din seria Final Fantasy, din seria de JRPGs în general, de fapt. Bun, hai să mergem mai departe la a doua știre, să vorbim despre un alt leak și un alt anime. I mean, nu cred că ceva nu se aștepta la asta, but Spy X Family o să aibă o adaptare anime. Da, ai toată știrea. Honestly, ideea e, iară că s-a întâmplat într-un mod foarte hilar, pe ideea de, a fost un interviu publicat de cei de la Kodansha, unde o actriță a vorbit despre, cum îi zice, Kokomi, un caracter, cum îi zice,
o menționat un caracter din Spy X Family și că de-abia așteaptă adaptarea anime a acestui manga care o să vină anul viitor. Și bineînțeles, cum îi zice, chestia a fost publicată, dar nimeni nu s-a gândit, cum îi zice, să verifice articolul care era scris acolo că, bă, ăștia au anunțat de fapt adaptarea, e ok? O întreba cineva, cum îi zice, editorul dacă, sau studioul, că bă, e ok să avem asta în interviu sau nu? So, bineînțeles că au publicat-o cu propoziția asta că de-abia așteaptă să joace, să joace caracterul X în Spike's Family și după aia, hopa, că acum propoziția a fost ștearsă, dar bineînțeles trăim pe internet, deci dacă a apărut odată pe internet, întotdeauna acolo. So, obviously, lumea o să trebuiască, cum îi zice, să o dea share și să-l confirme cât de curând. Nu a fost încă confirmat 100%, dar e posibilitatea foarte, foarte mare, pentru că manga-ul e extrem de popular, a câștigat o draie de premii și anul trecut și anul ăsta. Și, ei bine, cei de la GMO Internet Inc. au înregistrat spyfamily.net, spyfamily.net și contul de Twitter spyfamily_anime, so alea teoretic există, ceea ce e foarte, foarte interesant. But, again, nu cred că e o surpriză pentru mine, pentru tine, pentru oricine altceva, că am vorbit la Shonro Live și am vorbit de vânzările făcute și cei de la Spike's Family Park au celebrat faptul că au vândut peste 10 milioane de copii sau ceva de genul, au peste 10 milioane de copii în, cum îi zice, în circulație, ceea ce e fantastic. So, yeah, aia e chestia Opera San, că tare multe informații nu sunt. Știm că actrița Kokomi o joacă un caracter din, cum îi zice, Spike's Family. Dar mai mult de atâta nu știm pe care caracter exact joacă și cine o să fie. Tot ce știm e că o să iasă probabil în 2022. Ceea ce, again, o să fie foarte interesant anul ăla și o să vedem, eu mă aștept o draie de alte mangauri despre care am mai vorbit, care sunt foarte populare, să primească adaptări. So, Spike's Family e numai unul dintr-un număr destul de mare, mă aștept, de exemplu, la Kaiju 8 să primească și el adaptare anul viitor. So, yeah, sunt foarte, foarte curios ce o să iasă. Și da, din păcate, tare multe informații nu am nici eu să vă dau, pentru că, again, nu văd în viitor să vă zic cine o să fie staff, care o să fie exact studioul, da, e bine de, cum îi zice, de știut că o să avem, cum îi zice, această adaptare anime și că e practic ca și confirmată. O să trebuiască să se întâmple efectiv o chestie cum a fost cu Actage, unde au confirmat anime-ul, a fost leak-ul în primul rând anul trecut în martie că o să aibă un anime, după aia două luni mai târziu sau o lună mai târziu o confirma că are un anime și după aia luna mai târziu a făcut ce-a făcut idiotul ăla de mangaka și s-a dus totul pe corect aia calului. So, să sperăm că aici nu se întâmple nimic ceva de genul, să sperăm că nu se întâmplă nimic tragic și că Spike X Family o să primească adaptarea pe care o merită. După care hai să vorbim fain frumos despre a treia știre de astăzi, Star Wars anime, și mai exact e vorba despre Star Wars Visions Anthology, care e un anime care o să iasă anul acesta cândva. Când probabil, foarte probabil în toamna acestui an. De ce? Pentru că o să avem Anime Expo Light când iulie 30, atunci o să avem mai exact un sneak preview la acest anime care o să dureze undeva la 30 de minute. So, obviously, probabil o să avem interviu cu regizorii, o să avem un minut, un teaser trailer despre ce o să fie și niște concept art și așa mai departe, chestii care le-am mai văzut. So, eu sunt foarte, foarte curios. E, obviously, foarte, foarte posibil, dat fiind că acest Anime Expo și această prezentare care se întâmplă iulie 3,
efectiv să fie o chestie genul și acest feature sneak peek să fie o chestie genul, vine regizorul afară, zice ok, aici e anime-ul, priviți primul episod și îți dă primul episod și printr-o surpriză totală o să o avem, cum zice, un anime Star Wars sezonul ăsta de vară. Aia e iară o posibilitate foarte mare. But I doubt it. Adică de obicei când vine vorba de anime-uri se anunță cu un sezon înainte anime-ul, cel puțin din câte am observat eu de când fac chestia asta cu Shonen Roll Live, se anunță cu 3, maxim 6 luni înainte anime-ul, deci dacă vrei să afli ce anime-ul este pe vară, de obicei se anunță cam până cel târziu înainte de ultima lună, înainte să înceapă, de exemplu, un nou sezon, se anunță anime-urile care o să fie în acel sezon și ar fi foarte straniu, dar n-ar fi nimic excepțional de ciudat, având în vedere că vorbim despre Star Wars, care e o proprietate, obviously, Disney și Lucasfilm. Nu ar fi o surpriză, efectiv, să zică, du-te pe Disney Plus și îl găsești acum atât acolo, sau cel puțin primul episod. Sunt foarte, foarte curios ce o să iasă de aici. Acest proiect o să fie practic 10 episoade, dar mai degrabă 10 filme scurte care, ei bine, o să aducă oarecum o perspectivă fresh și diversă asupra francizei Star Wars. Whatever that fucking means, honestly. So, dar eu sunt foarte, foarte curios. Doi la mână, cei de la Disney ne-au zis faptul că o să aibă, cum îi zice, cei mai buni animatori și creatori de anime din Japonia. So, sunt foarte, foarte curios de ce înseamnă aia, obviously, având în vedere că momentan nu avem tare multe detalii. Doi la mână, again, acest proiect s-a anunțat pentru anul ăsta, deci fie că o să-l primim în vara asta cumva printr-o minune, fie o să trebuiască să așteptăm până în octombrie și posibil ca efectiv sezonul de toamnă să fie cel mai bun sezon anime de ever din punctul ăsta de vedere. So, yeah. Da, asta-s curios cum o să fie, dar cum îi zice... O să fie interesant în orice caz, indiferent ce o să iasă de aici. Obviously, eu sunt foarte curios de care o să fie acele 10 short films, despre ce o să fie ele și cât o să lege de story-ul main de Star Wars, adică cele 9 episoade plus filmele și Mandalorian și așa mai departe. Obviously, dacă ești fan, o să ai o draie de easter egg și chestii de genul la care să te uiți și o să-ți placă. So, yeah, o să fie foarte, foarte interesant. Eu sunt oarecum hype spre, cum îi zice, acest anunț. De-abia aștept să văd ce o să iasă. Obviously, având în vedere că o să iasă în iulie 3, noi o să vorbim despre el numai când ne întoarcem undeva în iulie 20, probabil o să ne întoarcem cu știrile anime proper, nu cu știrile anime ridicole și așa mai departe, pentru că exact peste o săptămână termină sezonul ăsta de Shonen Roll Live. So, o să trebuiască ori să vă uitați online la știri, ori efectiv să așteptați până în data de 22 până ce o să revin. Nu uitați să vă hidratați, băieți și fete. Și acum, bineînțeles, nu uitați să îmi lăsați părerele voastre despre știrile astea și hai să trecem la știri manga, pentru că avem niște știri foarte interesante. Obviously, de obicei, aici discutăm despre manga-uri care se termină sau, dacă e un manga ca foarte popular sau o serie foarte populară, despre manga-urile noi. Prima dintre ele este vorba despre acest manga care se numește Seifuku Shoujo Miseifuku. E un manga care se termină, e un manga care a fost lansat inițial în 2016 despre doi prieteni din copilărie. Imaginează-ți un fel de Tizen Takagi-san, numai la un nivel mai înalt, gen clasele 9-12, deci spre liceu, unde o tipă, bineînțeles că, se dezvoltă din toate punctele de vedere. Tipul din copilărie, obviously, că nu o vede ca altceva decât o prietenă din copilărie. Asta
până momentul în care are o hopa, dar stai așa, și bineînțeles după ce tipa devine foarte populară, pentru că toți băieții se uită la felul în care s-a dezvoltat ea. So, o să fie, e un manga romantic, obviously, de a vorbim despre el, e un manga care mie probabil o să îmi placă. În engleză are un nume dubios din punctul meu de vedere, The Unbeaten School Uniform Girl. So, o să fie foarte interesant. Manga o să terminat iunie 16. Nu știu dacă are ultimul capitol, cum îi zice, tradus, but obviously eu mi-l pun la plan to read și o să-l citesc cândva. Pare să fie un manga drăguț, pare să fie un manga care mi-aduce aminte de Araburu Kisetsu no Domo-yo, care aduce awkwardness-ul ăsta și o draie de obviously chestii care le-ai mai găsi în Takagi-san și în Nagatoro și în Uzaki-chan și așa mai departe. So, pare să fie, din punctul meu de vedere, e un manga care mie mi-ar plăcea. So, dacă vrei să-l pui și tu la un plan to read, Seifuku Shoujo Miseifuku e un manga despre un băiat și o fată. După care trebuie neapărat să vorbim despre manga ăsta, pentru că mie mi se pare foarte, foarte fucking hype și interesant. Se numește Hard Boiled Cop and Dolphin și vorba fix despre asta. Un delfin și un detectiv care, e bine, se plimbă. E un manga care se va termina în japoneză. Se numește Shakunetsu no Nirai Kanai. Dacă vrei să știi, ultimul volum, ultimul și al cincilea volum, care e al cincilea volum, o să iasă în octombrie acestui an, dar manga-ul, bineînțeles că se va termina cândva luna asta, dacă nu, iulie, pardon, 2 sau ceva de genul. Cât de curând, peste o săptămână, două, se va termina acest manga și, again, vorba despre un detectiv numit Boil Samejima, care, e bine, îi trimis pe o insulă numită Ogasawara și, e bine, acolo trebuie să dea, obviously, peste colegi de lucru și o fată misterioasă, dar și un delfin care îi este partener polițist. So, ai, cum îi zice, o poveste foarte, foarte nebună despre un polițist care pare să fie foarte interesantă. So, yeah. Cum îi zice? Oh, ok, s-a terminat, cum îi zice, duminica trecută. Na, vezi? Tocmai de asta, dacă vrei să îl citești, poți, dar ultimul volum o să iasă în orice caz în octombrie. Mulțumesc, Justin, că ai clarificat. So, yeah, pare foarte interesant. De-abia aștept să îi dau o geană, pentru că pare foarte, foarte fun și funny. După care, hai să vorbim de ceva ce ți-ar ce știu că îți place ție, Justin, că am ales-o numai pentru tine știrea asta. Chihayafuru, de ce? Chihayafuru, pardon. De ce vorbim despre asta? Pentru că ne este clar și ne-a fost confirmat faptul că Chihayafuru se apropie de un climax și de un final cu volumul 47. Înseamnă asta că se va termina ce a vrut cu volumul 47? Nu, doar că ăla e posibil să fie final. Nu-i tocmai clară ideea, dar cel puțin ne apropiem de un final. Deci e posibil ca volumul 47, care o să iasă în august 12, să fie penultimul sau răspenultimul volum din această serie. So, ei se apropie și povestea asta de final. După ce o să se termine, probabil când o să am timp, o să-i fac un binge și o să îl citesc, pentru că de anime nu știu dacă am tare mult chef, dar manga-ul pare interesant, cel puțin art style-ul și așa mai departe. So, bun, asta e știrea. Dacă vrei să, cum îi zice, îl citești și ești ca mine care citește numai de astea completate, uite că o să ai o șansă. Bun, hai să mergem la ultima știre de azi legată de manga. Și vorbim despre, bineînțeles, că v-am zis,
Horimiya. Vorbim despre Horimiya. De ce vorbim despre Horimiya? Pentru că, ei bine, mai primim un one-shot epilogue chapter iulie, în 16 iulie, când o să iasă cu ultimul volum și, obviously, e, o să fie efectiv imediat după ce s-a terminat anime-ul și manga-ul, că s-a terminat într-un mod foarte similar ambele. So, yeah, de-abia aștept să-l citesc. Obviously, eu aș fi vrut manga-ul să continue. Motivul pentru care nu s-a mai continuat e unul absolut fucking absurd și păcat, pentru că manga-ul care s-a ocupat de această serie, mie mi-a plăcut tare mult atitudinea ei și ce voia ea să facă, but hey, o trebuie să țină după webcomic. So, n-ai ce face. But again, îs curios ce o să iasă, îs curios ce o să fie acel one shot, pentru că din punctul meu de vedere, locul în care s-a terminat pentru anime, da, e natural, dar pentru manga și pentru faptul că e un manga, din punctul meu de vedere, s-a terminat un pic prea rapid și putea să continue mai departe. Sure, dacă vreți să-l citiți, vi-l recomand, pentru că intră într-un un pic mai multe detalii și are un pic mai multe side story-uri față de anime-ul. So, dacă ești curios, ți-l recomand, că nu-i o citire foarte rea, pentru că i-am dat parcă tot așa un 8 sau un 9. But, again, lipsește... Parcă e numai jumătate de manga, mai lipsește cealaltă jumătate. So, na, mai primim un one shot, eu sunt fericit și mă bucură, dar, again, aș fi vrut mai mult. Bun, cu asta fiind zis, hai să trecem la da ori ba și să vă explic cum funcționează da ori ba. Dacă cumva nu te-ai mai uitat la Shonero Live și nu știi despre ce e vorba, la da ori ba e foarte simplu. Zicem, dacă da ne place, ba nu ne place, tu poți să faci la fel în comentarii dacă te uiți pe YouTube, dacă ne asculti în varianta audio, Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit și Instagram. Iar dacă vrei să discutăm mai în detalii, bineînțeles, ne găsești pe server de Discord. Yay! Pe lângă asta, nu uitați, dacă vreți să votați live pe twitch.tv/shonero, numai acolo puteți vota cu 1, 2 sau 3 pentru da ori ba. Bun, nu uitați să vă hidratați, pentru că aici e foarte, foarte cald. V-aș da și vouă niște căldură, că aici e un pic prea multă și mâine 32 de grade la umbră. So, yeah. Oh, yes, well, nu fi nașpa paradigma, că nu-i auga, don't be so horny. Bun, hai să începem cu prima știre, care e vorba despre, well, ce altceva decât prima confirmare de continuare a unui anime din acest sezon. Este vorba despre Let's Make a Mug 2, care o să primească un al doilea sezon, nu prea târziu, ci în octombrie acestui an. So, yay, that's good, mă bucur că mai primim continuări și la Slice of Life, pentru că de obicei multe Slice of Life type anime nu prea primesc multă dragoste, gen, du-te, găsește un Slice of Life anime, orice Slice of Life anime, du-te la review-uri, pe Anilist, pe My Animalist și o să vezi o draie de nincompoops care lasă comentarii, lasă review-uri de genul, dar nimic nu se întâmplă. Un slice of life, my man. Sau woman. Sau ce ești. What the fuck. So, mă bucur să văd că Let's Make a Mug 2 o să primească un al doilea sezon. Doi la mână, acel art care îl vedeți voi acolo, acel visual, e absolutely fucking stunning din punctul meu de vedere. Foarte, foarte frumos animat, so me like you very, very much. So, yeah, știu că vouă nu vă pasă, dar o să vă pese când o să-i fac review luni despre el. Bun, așa, asta e prima, hai să vorbim despre al doilea anime, care, ei bine, o să se continue și cine știe cât o să se continue, să vorbim despre, corect, Boruto, că am zis că vorbim despre Boruto, Naruto Generations, whatever, care just...
din câte am înțeles, anime-ul ăsta devine și din ce în ce mai ridicol. Întrebarea mea e atunci, de ce vă mai uitați la el? Eu cu Digimon măcar știu că se termină după sezonul ăsta, voi cu Boruto nu știți când se termină. So, yeah, avem acest nou visual legat de Boruto, se numește Kawaki Arc, Otsuki Awakening, whatever that means, acela visualul care îl vedeți acolo. Again, mie mi se pare absolut ridicol acest anime. Chico este noua trupă, Chico with Honeyworks este noua trupă care se ocupă de noul theme song și opening al lui Boruto, care eu mai lucra la Eden Zero, Gintama și After the Rain. Iar cei care se ocupă de noul ending song sunt cei de la Pelican Fan Club, care au mai lucrat la Dr. Stone și Fire Force sezonul 2, which they're a good band, I like them. So, yeah, avem un nou visual, I don't give a shit, pentru că e Boruto și Boruto e meh, chiar nașpa și just stupid, but hey, asta eu am văzut numai câteva episoade. So, hai să mergem mai departe să vorbim despre următorul anime care arată cam așa și este vorba despre un film despre care am mai vorbit, Hula Fula Dance. Hula Fula Dance e un nou anime, film care o să iasă în decembrie 3 despre exact asta, dansatoarele alea de hula hula. E drăguță animația. Partea care nu-mi place din punctul meu de vedere, o să vedeți pe serverul de Discord, de obicei acolo las, obviously, link-urile, o să vedeți pe serverul de Discord faptul că, well, atunci când dansează tipele alea, parcă au animație din Pokémon Sword and Shield, which ain't great, pentru că Pokémon Sword and Shield e undeva între 480p și 720p, so... Când ai grafică de genul upscaled la 1080p, arată un pic straniu. Sure, mișcările sunt ok, dar e dubios, cel puțin când e vorba de dansa și dat din buric. În rest, arată bine, din punctul meu de vedere, animația 2D și povestea pare una destul de ridicolă, că da, e vorba despre tipă care dă din buric. So, yeah. Mai mult de atât, n-am ce să zic decât, obviously, o să vă las trailerul, să vedeți și voi ce părere aveți. Și na, nu zic că o să fie neapărat ceva rău sau ăsta, că n-am de unde să știu. Bandai Namco e studioul, regizor e unul bun din punctul meu de vedere, pentru că e vorba de Shinya Watada, care a lucrat la Aikatsu Stars, deci are ceva experiență când e vorba de idol singing și dancing. Dar omul ăsta a făcut și Gundam, a regizat și Gundam Build Diver și Gundam Build Divers Re-Rise. So, my man can do a lot of shit. Și un alt regizor care e regizor la regizor, for some reason, e Seiji Mugishima, care a lucrat la Gundam 00 și Fullmetal Alchemist, ceea ce e interesant. Scenarist îl avem pe Reiko Yoshida, iar un om foarte talentat, pentru că e omul care a lucrat la K-On, care a lucrat la Violet Evergarden și la Liz and the Blue Bird. So, omul talentat și știe să scrie foarte bine. So, damn, din punctul ăsta de vedere avem un amalgam de oameni foarte, foarte talentați. Dar nu înseamnă că faptul că avem un anime despre hula hooping nu e absolut fucking ridicol. But then again, scurios și de părerile voastre, dacă sunteți pe serverul de Discord să vă uitați la trailer, să-mi ziceți ce părere aveți, dacă l-ați văzut, obviously în comentarii și așa mai departe. Și just hai să mergem mai departe cu, I guess că un da, și să sperăm că iasă ceva interesant de acolo. După care hai să vorbim despre trash show sezonului viitor, Girlfriend, Girlfriend, care are un nou trailer care ne dă un theme song, care I don't really care for it, adică avem și opening theme song numit Fuza Kitenai Ze, performat de Nursi Toki, iar ending-ul Pinky Hook de la Momo Asakura. Trailerul
absolut ridicol, confirmă faptul că e un trash show. E în veinul ăla de, cum zice, Rent a Girlfriend, numai trashier, deci gândește cât de trashy a fost Rent a Girlfriend și un nivel mai jos e Girlfriend, unde tipul ăsta nu se poate decide între două tipe și le zice de ce să mă decid eu? Hai să ieșim, hai să ieșim tăți trei. So, și eu o să mă uit la el, dacă v-ați uitat la ultima oră de anime, știți că o să mă uit la el, știți că o să fie foarte fucking trash, so, de-abia aștept să văd cât de trash și cât de low it can go, pentru că, oh, standardele mele sunt așa sub nivelul mării. Vorbind de low și vorbind de kind of trash, hai să vorbim despre I'm Standing on a Million Lives, sezonul 2, care are un nou trailer care îi... Fine, I mean, nu-i fantastic, e ok, nu-i foarte excepțional din orice punct de vedere, e just, it's fine, I mean, e exact ce cred că te-ai aștepta să fie trailerul pentru I'm Standing on a Million Lives, dar cam atât, mai mult de atât, nu chiar nu prea am ce să zic decât, it's fine, I guess. It's ok. E whatever. Hai să mergem mai departe, pentru că îi dau orba, deci nu trebuie să stăm tare, tare mult pe, cum zice, pe știri. Să vorbim despre un nou anime, care urmează sezonul ăsta. E vorba despre ăsta. Am mai vorbit despre el. Știți deja că e vorba despre Drugstore in Another World. Avem un nou character preview legat de... tipa asta din spate, care o vedeți acolo, care dacă nu vedeți și nu aveți cum să vedeți, are o cruce în loc de, cum zice, pupile, for reasons, she's the brat, of course, că is the brat, pentru că ea e fiica unei familii foarte, foarte bogate, numele ei e Elena. Trailerul în sine îi dubios pentru că, dacă e un trailer despre caractere și o să vorbim despre următorul trailer care are iar un trailer cu caractere și al șaptelea parcă, sau al șaselea, ceva e genul, e bine te aștept să ai, cum îi zice, un voice actor care să-i dea voce, dar nu ai aici, for whatever reasons, so, e foarte dubios, deși... În teorie are un voice actor, pentru că actrița este Satsumi Matsuda. De ce nu i-o dat voce? Fuck if I know. But trailerul, o să puteți să-l vedeți, obviously, pe serverul de Discord. Și just, e dubios că să ai trailer și să n-ai, cum îi zice, voce la caracter când ai castingul deja făcut. E straniu. Dar în rest, anime-ul arată drăguț și... Na... Tare multe despre el nu prea am ce să zic. Așa că hai să mergem mai departe la următorul la următorul. Yes. Știu că vă pregătiți de bug, știu că ăsta, dar nu, chiar nu mă așteptam să aud, cum îi zice, un Otilia name drop azi la Shonero Live în comentarii. Anyway, hai să mergem mai departe să vorbim despre Kakegi Shoujo. Cum ziceam, de ce? Pentru că avem un nou preview, un nou trailer, al trailerul cu numărul 6, de data asta un nou caracter, nu un nou caracter, ci două caractere. E vorba despre aceste două tipe care le vedeți aici în dreapta sus, aceste două care sunt de fapt surori gemene și, ei bine, vedem dinamica lor, vedem felul în care se integrează în școala asta, care e motivația lor și, honestly, mie, again, îmi place, de-abia aștept să văd anime-ul ăsta care o să iasă când iulie 3 sau ceva e genul. Și de-abia aștept să văd ce o să iasă din anime-ul ăsta, că pare foarte, foarte fascinant. Again, e dramă, e, cum îi zice, e partea aia de Beastars care eu aș fi vrut să văd mai mult cu teatru și așa mai departe, numai că de data asta nu avem animale, avem
tipe de liceu, animația absolut splendidă și well, cred că o să mai vorbim o ultimă dată săptămâna, pardon, nu săptămâna viitoare, sâmbătă, când o să mai primim un nou trailer cu un nou caracter, but yeah, din punctul meu de vedere e foarte, foarte interesant. Vi-l recomand să vi-l băgați în listă dacă n-ați făcut-o până acum, pentru că eu fac pariu că probabil o să vă placă. Bun, după care hai să vorbim despre o chestie care atunci când am văzut-o, apropo, intrăm în ultimele 5 știri, atunci când am văzut-o mi-a venit azi dimineață efectiv să urlu de fericire. De ce? Pentru că Netflix câteodată face niște chestii absolut fantastice și mă bucură că face chestiile astea, că își bagă câteodată banii să aducă anumite filme și nu numai, dar să aducă cât mai multe filme. Și mă bucur că am să văd filmul ăsta luna, peste fix o lună. Deci eu așa m-am bucurat să văd trailerul ăsta în subfeed-ul meu pe YouTube de numai și just, hai să vorbim despre el, să vorbim despre acest film numit Well, Words Bubble Up Like Soda Pop, care o să iasă iulie 22 pe Netflix și I am hyped as fuck. În japoneză se numește Cider no Yo ni Kotoba wa, Kotoba ga Wakiagaru, și I am hyped pentru acest film. V-am dat trailerele până acum, v-am zis despre el, v-am povestit despre el și văd că I did a good job selling it, pentru că văd că ați dat acolo și voi da, și de abia aștept să-l văd. Acest film trebuia inițial să iasă anul trecut în vară, but shit happened, știm cu toții ce s-a întâmplat și a fost obviously amânat pe anul acesta și uite că o să îl primim. Eu unul sunt foarte, foarte hype, e o poveste foarte simplă. Boy, he was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? Nu, ea are o complexitate, nu-i place zâmbetul ei, nu-i plac dinții ei din față, pentru că după spusele ei arată ca un castor sau whatever. Tipul nu vrea să audă, poartă într-una căști ca Neku din, cum îi zice, Tweety, The World Dance With You din sezonul ăsta. Dar bineînțeles că din greșeală dau literalmente unul peste celălalt și de acolo începe o poveste care, well, e de dragoste, dar e una foarte tragică. De ce? Pentru că, well, până acum n-am mai avut asta în trailere, dar acum știm cu siguranță faptul că protagonistul trebuie să se mute până la final de vară. Deci avem un time limit care e foarte, foarte scurt și bineînțeles ce o să pățească relația lor și ce o să pățească ei doi. O să regrete că n-au luat o anumită decizie, o să regrete faptul că n-au zis ceva sau o să, bineînțeles, take full advantage of this. Pare să fie genul ăla foarte adorabil, foarte adolescentin, adică să aibă momente de cringe și o să ai probabil momente de second hand cringe din cauza că sunt chestii care s-ar putea întâmpla și sunt chestii care merită să ai acel second hand cringe, dar obviously aici mă refer într-un mod foarte, foarte pozitiv și foarte, foarte bun. So, faptul că ăștia de la Netflix în sfârșit, faptul că l-aduc, eu sunt foarte, foarte, cum zice, happy, pentru că până la urmă e un anime de la un om foarte interesant, Kyohei Ishiguro, care ar trebui să-l cunoști pentru că e tipul care ne-a regizat Your Lie in April și Occult Nine, deci știi că this shit it's gonna slap and it's gonna slap hard. Studioul Signal MD și Sublimation, care arată, nu știu cum să zic, dar absolut fantastic stilizat, so I love it. După care scenaristul iară e unul absolut fantastic, pentru că e vorba despre Dai Sato, care ar trebui să-l cunoașteți pe Dai Sato, e un om foarte, foarte mișto. Eureka 7, Wolf Rain, Samurai Champloo și Cowboy Bebop sunt câteva din animeurile care la care el a fost scenarist, so știi că o să fie ceva foarte fain și din punct de vedere a scenariului. După care designul de caractere e de la Yukiko Aike, care a lucrat la Your Lie in April și Actual World,
whatever, iar compozitor de muzică, iar ar trebui să fiți foarte fucking hyped, pentru că e vorba despre Kensuke Ushio, care ar trebui să-l cunoașteți. De ce? Pentru că el e omul care ne-a dat compoziția de muzică pentru A Silent Voice, Space Dandy și Devilman Crybaby. So, you just efectiv ar trebui să ai just the emotional boner și hype legat de filmul ăsta, pentru că de-abia aștept să ăsta. Nu contează dacă vine în America sau la noi, pentru că în iulie 22 când iese, oriunde iese, și dacă iese worldwide și dacă nu, noi să-l putem vedea o oră mai târziu după ce a ieșit. That's for sure. So, nu-mi pasă dacă iese la Netflix la noi sau nu, dar obviously o să puteți verifica și voi să-mi ziceți dacă o să iasă. Dar și dacă nu iese, I don't care, pentru că eu știu că pot să-l văd în ziua asta. So I'm very, very fucking hyped pentru efectiv sezonul viitor de vară și iulie 22, pentru că de-abia aștept să văd filmul ăsta foarte, foarte fain. Bun, cred că v-am ținut prea mult în hype, având în vedere și, na, just me jazzing all over the place legat de acest film, pentru că n-ai de ce să nu fii hype din punctul meu de vedere. It just, o să fie o experiență either way, și dacă o să fie bun și dacă nu o să fie bun, o să fie cel puțin frumos de văzut. But anyway, probabil o să fie un film pe care o să vă bat la cap să vă uitați la el. După care hai să vorbim despre Uramichi Onii-san. De ce? Pentru că avem un nou trailer, well, character trailer pentru unul din caractere, și e foarte interesant pentru că e un practic co-host care știe că e foarte frumos tipul. Se știe că el e foarte încrezător în cât de frumos e, cât de mult îl iubesc femeile și chestie genul ala Mihai Mărgineanu, mă iubește femeile, și obviously e foarte interesant să vezi dinamica dintre un tip de personalitate genul, un tip care e prezentatorul oficial care just își urăște viața și urăște lumea din jurul lui și obviously the rest of the co-hosts, mascotele și copii. So, din punctul ăsta de vedere, eu sca oarecum așa ăsta. Ceva e genul Justin. So, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte hype să văd ce o să iasă din acest anime, pentru că e posibil să fie una din comediile sezonului de vară. So, probabil o să mă auziți pe mine foarte, foarte hype legat de anime-ul ăsta, pentru că probabil o să aibă o droaie de glume pe gustul meu. Cum am avut cu Dragon Year Cow sezonul ăsta, probabil așa o să fie cu acest anime. Deci vi-l recomand tare, tare mult să vi-l băgați în lista aia și să și să vă uitați la el, ca să am cu ce să discut la episodul săptămânii, sezonul viitor, pentru că și despre asta e vorba. Dacă nu voi nu o să vă uitați la sezonale, eu cu cine vorbesc, dacă nu de unul singur? Chiar, n-ar fi prima oară, m-am obișnuit. But anyway, hai să mergem mai departe la un alt anime for which I'm very, very jazzed, și vorba despre The Case Study of Vanitas, care de data asta avem un trailer full de un minut jumate, două, și e un trailer foarte, foarte bun. Primim opening-ul numit Zero de la trupa LMYK, așa se numește, pardon, opening-ul e Sora to Sora, Sky and Sky by Seasonally, și ending theme song-ul e de la LMYK numit Zero. Așa, anime-ul ăsta iulie 2, again, Studio Bones, care din punctul meu de vedere în ultima vreme nu mai dat greș cu absolut nimica. I'm very, very hyped. Vreau să vă reamintesc, regizor Tomoyuki Itamura, omul care a lucrat la Nise Monogatari, Owari Monogatari, Tsuki Monogatari, so, știi că regizorul e bun. Scenarist Deko Akao, care a lucrat la Noragami și Snow White with the Red Hair. Noragami am înțeles că e bun. Character designer Yoshiyuki Ito, care a lucrat la Concrete Revolution și
Carol and Tuesday, unde character design-ul e foarte, foarte bun. So, foarte, foarte curios. Compozitor de muzică, Yuki Kajiura, care a lucrat la Demon Slayer, Sword Art Online, Fate Stay Night, Unlimited Blade Work și Pandora Hearts. Deci știi că muzica fucking slaps și în trailerul ăsta și în anime-ul ăsta, probabil. It will fucking slap hard. Și, again, e un anime despre vampiri și un anime cu moștri și așa mai departe. Sunt foarte, foarte curios să iasă de aici, că pare să aibă o draie de tropuri, o draie de idei, o draie de chestii care o să fie interesante și o să trebuiască să stai să le rumegi, să zic așa, adică să stai să te gândești un pic la ele, deci de unde o tras referința aia, de unde vine ideea asta, de unde o tras chestia asta, de ce face lucrul ăla așa, pentru că având în vedere că e de la regizorul care ți-o da Monogatari, obviously nu o să fie o chestie de aia foarte simplă de shonen, de ai protagonistul, let's go, și ai antagoniștii, so obviously nu o să fie o chestie atât de simplă, o să fie o chestie cu layers. Să vedem câte layers și cât de bune o să fie layers, pentru că am văzut și pe regizorul fucking de la fucking Code Geass, care ne-a dat căcatul ăla de back arrow. So, să sperăm că nu o să fie cum îi zice, ceva similar, but na, e foarte foarte curios cum îi zice de cum o să fie, dar trailerul pare absolut spectaculos, animația e faină, muzica obviously e faină în trailer și just e un trailer destul de bine well paced și te face efectiv curios de ce o să fie, deci e un trailer care își face treaba din punctul meu de vedere, which is very very nice. So, Pandora Hearts n-am văzut, dar dacă ai zis că e bun, opera asta probabil ar trebui să îi dau o geană. Bă, de-a, eu zic, cum îi zice, dacă nu l-ai băgat în listă, ce faci? De 5 săptămâni te vorbesc despre acest anime și v-am zis și la ora de anime, băgați-l în listă, o să fie un anime foarte, foarte surprinzător din punctul meu de vedere. O să fie probabil echivalentul a 8-6 din sezonul ăsta, numai mult mai supernatural. Și vorbind de 8-6, încă nu-i confirmat 100%, dar obviously știm că o să primească un al doilea sezon. So, nu o să fie surpriză când o să se anunțe 100% chestia asta. But momentan încă nu trecut pe la toate outlet-urile astea de știri anime că e 100% confirmat, dar știm că o să vină probabil confirmarea până luna asta, dacă nu, cum îi zice, la vară. Bun, așa. Bun, mergem la ultimele două știri de astăzi, care sunt vorba, știu că am zis că dau orba pe foarte repede și așa mai departe, dar sunt unele chestii, unele animeuri la care just e mult hype din punctul meu de vedere și merită, cum zice, insistat că bă, o să fie fain, trebuie să fie fain și uite de ce e posibil să fie fain, uite de ce e posibil să nu și îmi place efectiv să citești și aveți și voi de zis acolo în live chat. Bun, hai să mergem la penultimul și vorba despre Higurashi When They Cry Soțul, care are un al doilea trailer înainte de premiera de iulie 1, care e bine, pare destul de interesant, pare să dea hint că e posibil să ne apropiem de un anumit final și pare să avem un Subaru moment din ReZero, unde e ideea de I don't wanna die anymore și obviously un caracter care îi, well, mai vedem când e vorba despre asta, că mai vedem, depinde, I'm not totally satisfied. So, o să fie interesant, avem ending theme song numit Missing Promise, cântat de Konomi Suzuki, which is fine, adică e ok, nu e extraordinar din punctul meu de vedere acel ending, but hey, poate ție o să-ți placă mai mult. Se întoarce tot cast-ul, se întorc regizorii, printre care Akio Watanabe, care a lucrat la seria Monogatari, el face designul de caractere, Keiichiro Kawaguchi regizează, so avem, cum zice, o draie de oameni care au mai lucrat și s-au întors la seria asta,
n-am ce să zic, o să vă las trailerul, obviously, îmi imaginez că sunteți câțiva care vă uitați la Higurashi și sunteți oarecum, cum îi zice, hyped pentru ce o să fie. Obviously, îs curios dacă o să fie bun, pentru că din câte am înțeles, Go a fost destul de bun sezonul. So, îs curios dacă o să continue pe același stil sau dacă o să devină iară ridicol. Bun, I mean, știați că o să vină, e ultima știre for a reason, că la final las eu știrile importante, ca de obicei. Să vorbim despre Saga of Tanya the Evil, care primește un al doilea sezon. Avem aici confirmarea, avem acel visual care îl vedeți voi, avem un teaser care e scurt cu un pic de narație. Honestly, din punctul meu de vedere, e o surpriză faptul că avem un al doilea sezon. Știu că am avut un film which was care când a ieșit în 2019, da, filmul. So, nu cred că cineva se mai aștepta la un nou sezon, dar e bine venit din punctul meu de vedere. Obviously, dacă nu știți despre ce e vorba, Loli Bitler, ca să nu zic cuvântul cu H, că poate nu-i place YouTube-ului, cu magie și chestie genul. So, hey, e ceva foarte straniu din punctul ăsta de vedere. N-am ce să vă mai zic decât, dacă ți-a plăcut, probabil o să-ți placă. Teaser-ul, obviously, o să las și ăsta pe serverul de Discord. Nu-i, again, nu-i tare mult, e un tip care vorbește în japoneză, ecran negru și după aia, pam, sezonul 2. So, na, o să fie interesant din punctul ăsta de vedere. Doi la mână, să vedem când o să iasă acest nou sezon, pentru că, obviously, momentan e confirmat. Probabil, cel mai probabil, zic eu, având în vedere că a fost anunțat sezonul ăsta înainte să înceapă sezonul de vară, e probabil să iasă în toamnă, dar cred că cel mai probabil și posibil ar fi în iarna lui 2022. So, na, și din punctul ăsta de vedere, îs oarecum foarte curios de ce și cum, când o să iasă mai exact, pentru că dacă o să iasă la toamnă, Jesus fucking Christ, toamna aia o să fie cel mai dubios sezon de anime, pentru că să ai atâtea animeuri, just holy shit, o să fie prea mult din punctul ăsta de vedere. Bă, asta e știrea, astea au fost altele news. Vă mulțumesc celor care ați votat, ca de obicei, celor care ați fost live pe twitch.tv/onro sau care sunteți pe YouTube sau ne ascultați în variantă audio. Noi ne vedem data viitoare, sâmbătă, la ora probabil 6, vedem, pentru că o să am o treabă, o să trebuiască să amânăm de la 3, foarte probabil, episodul. Vedem dacă o să-l amânăm pe 4 sau pe 6, acum, whatever, în orice caz, o să vă anunț, obviously, și pe social media și așa mai departe, să nu vă faceți griji. După care, ce mai am de zis, decât luni, ultima oră de anime, review, 20 de pagini scenariu, știți că o să am multe de zis despre multe animeuri, pentru că m-am uitat la multe animeuri, 39 mai exact. So, aduc popcorn, aduc multă apă și o să fie un episod foarte, foarte interesant. O să avem pauze publicitare după fiecare 5 animeuri ca să puteți merge și voi să la baie și chestii genul. So, da, o să fie un episod extra lung. După ora de anime o să avem episodul săptămânii unde avem premiile, așa că votează și dă share că trebuie. Mereți spamați alte discorduri, alte grupuri de anime și așa mai departe, că eu asta o să fac imediat acum, după ce termin live-ul ăsta, o să dau share pe grupuri pe Facebook de anime. Bun, cu asta fiind zis, vă mulțumesc tare, tare mult. Ne vedem data viitoare. Eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime. Bye. Iar dacă ești pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran. Unul e special și specific ales pentru tine, celălalt e cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă belul ăla de notificație. Noi ne vedem data viitoare, sâmbătă. Well, duminică, că asta e pentru YouTube, so, duminică. Ne vedem data viitoare, vă apreciez tare, tare mult. Pa, pa.